potriviți prieteni în fierbe dulcețica noastră. Uitați, așa se face în cantități mici. Recipiente corespunzătoare. Doar în cantități mici, dulceața de trandafir va ieși perfectă. Mai am un videoclip în care descriu modul cum o prepar. Este o rețetă simplă, gustoasă, are o aromă extraordinară. Este foarte bună și ca medicament, tratează aftele la copii. Vom face câteva borcanele și anul ăsta, să ne bucurăm prietenii. Uitați aici, lăsăm să fiarbă 30 de minute, căutați vlogul de pe canalul meu, în care descriu cu lux de amănunte rețeta de la un cap la altul, de la A la Z, cum s-ar zice. Vedeți ce frumoasă, ce rubinie, ce culoare superbă are. Vă invit la o linguriță de dulceață.